vocea făcută de punerea jurământului domnului Vidovăș, după care vom continua cu ordinea de zi pe care o avem și vă solicit să fiți activi, să veniți cu propuneri, soluții pentru... Și critici. Da, sigur. Le acceptăm pe toate. Da, în postul, da? Citesc da. Da, da. Haideți, mai ridicăm pe toate. Cu mâna pe Biblie și da. Așa. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârgălești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa că ne-a dat exemplarul și vine la... Da. Vă mulțumim. Și... V-am dorit în echipa noastră. Sigur că realizările noastre sunt foarte mult datorită de dumneavoastră, adică de ajutor și sprijinul dumneavoastră. Și dorim ca și în continuare, în acest mandat, să ne ajutați cu toată experiența dumneavoastră pe care o aveți. Desigur, mă angajez să nu mă rezum numai la prezența la ședințe și pe teren și să particip la toate activitățile și proiectele derulate în această comună. Doamne ajută să continuăm așa cum am început. Așa. Voi da întâi citire procesului verbal al ședinței lunii iulie. Proces verbal încheiat astăzi, 28 iulie 2016, la sediul primăriei Comunei Pârgărești, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primarului numărul 134 din 22 iulie 2016. Ședința Consiliului Local a fost convocată în temeiul articolului 39 aliniatul 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală. La ședință participă 12 consilieri locali aleși. Lipsește domnul consilier Dorgoș Vicențiu Florin. Președinte de ședință este domnul Alexe Ambrozie. Doamna secretar de citire procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local, care a avut loc la data de 29 iunie 2016. După citirea procesului verbal, solicită domnilor consilieri aprobarea. Nu sunt obiecții, iar procesul verbal este aprobat în unanimitate de cei 12 consilieri locali prezenți. Doamna primar solicită domnilor consilieri aprobarea suplimentării ordinei de zi cu următorul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAR Pârgărești, județul Bacău, în adunarea generală a asociațiilor, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Se supune la vot propunerea, care este aprobată în unanimitate. Se trece la citirea ordinei de zi de către președintele de ședință. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Pârgărești, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uși și servitute către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale, Transgaz S.A. Mediaș, asupra unor terenuri aparținând domeniului public al Comunei Pârgărești. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Pârgărești, județul Bacău, în adunarea generală a asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016. 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT Pârgărești în adunarea generală a asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. 6 diverse. Nu sunt obiecții, se supune la vot ordinea de zi, care este adoptată în unanimitate. Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate, care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 2 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții. Se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 3 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții. Se solicită avizul comisiilor
de specialitate care sunt favorabile, se supune la proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 4 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile, se supune la proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 5 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile, se supune la proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Domnul consilier Dorul Valentin propune curățarea terenului din punctul Pripor, având în vedere că acest teren aparține domeniului public. Doamna primar este de acord cu această propunere și face precizarea că lucrările vor fi efectuate de persoanele beneficiare de ajutor social conform legii 416. Domnul consilier Bodea Gheorghe solicită regularizarea albei pârgului din sat Pârgu Boghi. Doamna primar aduce la cunoștință următoarele. A solicitat consultanță pentru următoarele proiecte, respectiv rețea de apă și canalizare toată comuna și asfaltare drumul Comunal și Sătești. Domnul consilier Benchenic Aimi, solicitând informații cu privire la Comunul Cultural din Sarea acest cămin este degradat și necesită renovare. Doamna secretar face următoarele precizări. Investițiile se pot realiza la acest cămin la momentul actual, datorită faptului că el a fost trecut în mod legal în patrimoniul asociației care își administrează primăria pierdut procesul privind anularea închirierii prin care acest imobil a fost trecut în patrimoniul asociației. În ce privește preluarea fărâmului, acesta se poate face datorită faptului că instanța de contencios administrativ a închis cale fondată acțiunea formulată de Asociația Tineretul Casa de Creacă, prin care acesta a solicitat anularea hotărârii Consiliului Local de preluare a cămilor din sat Sapunov. Doamna primar face precizări referitoare la situația actuală a încasărilor la serviciul de instituție la potabile. Dă cuvântul doamnei contabil, care prezintă datele financiare. După prezentarea situației, solicită propuneri din partea domnilor consilieri cu reprezentanți ai Consiliului Local care să participe la acțiunea de sigilare a contorilor de apă din satele Pârcăreș și Pânul Poli. Sunt propuși aleși cu unanimitate de voturi domnul consilier Unguru Viorel, Bodea Gheorghe și Bucucanu Daniela. Doamna primar comunică domnilor consilieri că vor fi transmis se adrese de către doamna contabilă postului de poliție și celor două parohii din satele Pârgu Boghi și Pârgărești, care nu au montate contori de apă. Demontat contorii de apă, demontat contor de apă trebuie și la locuința domnului Unguru Gheorghe din Pârgărești, face precizarea consilierul Unguru Viorel. Mai mulți consilieri ridică problema montării oglinzilor semnalizate în sat Bahna și Târgărești pentru a preîntâmpina eventuale accidente rutiere. Nu mai sunt alte discuții, a Consiliul Local al Comunii Târgărești și încheie lucrările ședinței, de pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Dacă sunteți de acord, dacă aveți completări sau modificări, dacă nu, supunem la procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Dăm cuvântul domnului președinte de ședință, domnul Alexandru Orice. Trecem la punctul 1, nu? Da, cu citirea ultimei din având în vedere cu dispoziția primară numărul 153 din 18.08.2016, sunteți convocați la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Pârgărești, care va avea loc miercuri 24.08.2016 la ora 9, în sală de ședință a Consiliului Local Pârgărești, cu următoare ordine de zi. Proiecte 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării planului de investiții pentru anul 2016. Deci am citit punctul 1. Citesc toate punctele, nu? Trecem la punctul 1. Nu, citiți toate punctele și după aceea vă zice eu dacă. Așa. Proiect de hotărâre 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea programului anual al achiziției publice pentru 2016.
3. Un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Pârgărești pentru anul 2016. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârgărești și serviciilor publice de interes local. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar al modalității de gestiune al activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management a Deșeurilor Solide în județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor din județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutoare alimentare conform DOAC 2015-2016 persoane fără venituri sau alte căror venituri nete lunare de realizate sunt de până la 450 de lei lunar. Persoana și nu se regăsesc în permanente, asta, listele permanente sau listele suplimentare și diverse. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, pentru mai multă operativitate, voi trece la prezentarea fiecărui punct, dacă sunteți de acord. Da? Da. Mulțumesc! Începem cu primul punct al ordinii de zi, prezentatitudine privind modificarea și privind completarea planului de investiții pentru anul 2016. Potrivit raportului de specialitate prin care se propune completarea planului de investiții, în proiectul de hotărâre se aprobă completarea obiectivelor de investiții pentru anul 2016 cu obiectivul investițional extindere rețeei electrică și iluminat public în satul Nicoreș, strada Petru Rareș, comuna Hotărești, în sumă de 1.250.000 lei. Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate care sunt favorabile, dacă nu aveți niciun fel de completări sau modificări la acest proiect de hotărâre, să supunem la vot. Este vorba de rețea, extindere rețea pe Petru Rareș, Irimia Movilă și Trandafirilor. Întreaga lucrare... Da, asta e numai pe Petru Rareș. Da, dar vreau să le aduc zi la cunoștință consilierilor. Ne-au ieșit avizele de raportare de la EON. Trebuie să demarăm procedura de proiectare a lucrărilor, pentru că deocamdată avem un studiu de soluție, în urma căreia au ieșit acele avize de raportare. Trebuie să avem proiectul, după care vor fi execuția lucrărilor. Întreaga lucrare, domnilor consilieri, vor ajunge la 15 miliarde vechi. Lucrările astea. Dar noi, neavând atâția bani acum, vom porni cu lucrarea pe Petru Rareș, pentru că acolo este nevoie, acolo sunt case construite, da, și oameni care nu au locuințe. Am înțeles, dar nu trebuie dat aviz pentru a face construcție casă dacă n-ai lumină, n-ai... Acum, asta e situația, oamenii au autorizat. Deja locuiesc acolo și nu au... Nu, dar și-a dat pentru șantier curent. Da. Ei, noi trebuie să facem. Autoritatea locală trebuie să asigure locuitorilor infrastructură, nu? Așa că barăm lumină să aibă dacă nu avem deocamdată altele, nu? Ei,
Nu, domnul fost vice știe situația mai bine și la ușa dăncilor au venit și la ușile noastre și am zis, deocamdată vom porni cu lucrarea Petru Rareș pentru că acolo este nevoie. Ei, pentru asta, categoric, trebuie să modificăm planul de investiții. Și asta este hotărârea pe care v-am expus-o. Să spunem la vot? Da. Da. Cine este pentru? Da. Nu, am zis să zic la fiecare parte, știți, ca să nu pierdem firul și să știe. Da, e imediat. Dacă vreți, vi le dau și le prezent. Că pe urmă nu mai e... Nu, dați. Programul de achiziție. Îți spuneți, da. Da, am modificat și completarea programului al achizițiilor. Păi e vorba tot de aceeași lucrare, care trebuie cuprinsă în planul de achiziții pe anul 2016. Deci același lucru. Da, propuneți dumneavoastră, da. Se aprobă sau... Pentru punctul 2? Da. Bun. Atunci, punctul 3. Vreau să vă trebuie de mine rectificarea bugetului local. Imediat. Vreau să știi cheltuiela comună pe care și pentru anul. Le-am pus să rectificarea se face pentru... Trimestrul 3, a bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Părtirești, aferent anului 2016. Astfel, se suplimentează veniturile bugetului local cu suma de 18.000 lei, suma alocată din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastrare și Carte Funciară. V-am zis data trecută în ședința de Consiliu, parcă am discutat despre asta, să după. Așa, vor fi toate terenurile în extraviral vor fi cadastrate. Ei, categoric, legea a apărut din 2015, se pune în aplicare în 2016 și noi, Părgăreștiu, am demarat deja procedurile pentru a prinde o sumă de... suma vine din... fonduri europene, deci nu din bugetul local, și vom cadastra o parte din terenul anul acesta, în două luni de zile, sigur că vom avea o suprafață mai mică. Vom continua cu anul 2017 și 2018, până vom finaliza toate lucrările. Categoric că trebuie să rectificăm bugetul local de venituri și să cuprindem aceste sume pentru anul 2016. Dacă sunteți? Sunteți de acord. Așa, trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de fond. Funcția aparatului de specialitate primarului Comunei Părgărești și a serviciilor publice de interes local. Aici solicităm să hotărâți dumneavoastră. Trebuie să vacantăm cele două posturi. Postul de inspector pe care am fost eu și trebuie să modificăm statul de funcții. Eu, având un grad superior, nu vom găsi persoane pentru această funcție și atunci trebuie să schimbăm... Aia e ulterior. Da, ulterior. Și să, da, vacantăm și... Transformăm postul de la da, secretariat. La, da, da, da. Deci a mea se vacantează, postul în care am fost eu, se vacantează pentru a putea fi scos la concurs, iar postul de consilier gradul 1, adică secretare din față, se transformă. De ce? Pentru că am scos postul la concurs, a venit o persoană, a luat concursul, s-a răzgândit și nu mai avem om pe acel post. Automat trebuie să-l transformăm ca să avem o altă, să putem scoate la concurs și să poată candida persoane cu studii și cu o vechime mai mică. Nu avem personal și atunci e nevoie ca să scoatem postul la concurs. Din ceea ce am discutat noi pe plan local și din alte părți, tinerii nu au vechimea necesară acestui post și atunci trebuie să-l transformăm. Și
Sigur că da. Solicităm să vă hotărâți ca să putem scoate postul la concurs. Cine este? După aceea. Adică ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu postul ăsta? Poate să vină un începător care are vedinul. Da, o persoană care are vedinul. Deci toată lumea a fost la ședința de comisie unde s-a explicat domnul Roboda. M-am ajuns, doamnă, și tocmai de aia vreau ca să-l explicat și mi-e sunt etic mai nu, deci condiția de vechime este de minim 2 ani de studii superioare. Asta este. Așa. Acum, deci... Că dacă noi cum l-am spus înainte și cum era în statut de funcții, trebuia să fie o vechime. Minim 3 ani și 6 ani de studii superioare în domeniu. Și atunci am zis să transformăm postul ca să putem să scoatem la concurs și să vină și tineri să poată concura pentru acest care a venit din Bacă? Poftim? Păi tocmai, să participe la concurs participe și acei tineri care nu au mai lucrat sau care, care au lucrat un an, doi. Deci nu postul acesta, deci e vorba de un singur post. Urmează să-i transforma și alte posturi pe care le avem în organizată și care trebuie ocupate, ținând cont de faptul că de câte ori s-au scos la concurs, nimeni nu s-a prezentat, având în vedere condițiile și care sunt impuse de lege de participare la aceste, la aceste concursuri, mai ales că sunt pe funcții publice. Da. Dar despre cele două cauze, deci despre asta este vorba. Vacantarea postului doamnei primar, ca urmare a numirii dânsei, așa, și transformarea postului de consilier 1 în consilier 2. Ceea ce presupune o vechime de minim 2 ani pe studii superioare. Da. Dacă sunteți de acord. Cine e pentru? Mulțumesc. Mă dați că nu am fost aici la urmă. Mă duc la 50 de kilometri. E prea de ce am făcut. E un program. Noi, consilieri, nu avem program de muncă. Noi suntem consilieri. Da, și trebuie să... Și eu trebuie să mă duc la 50 de kilometri și să mă întorc. Acum am făcut 100 de kilometri. Era vorba de ședința de comisie, domnul Torboș. Da? De vreme. 8:30 este foarte de vreme. Nu, deci... Noi nu începem programul. Dumneavoastră începeți la 8. Nu începem... niciun fel de problemă. Noi trebuie să stabilim cum să fie un pic mai încolo. Da, dar nici mai, dacă nu după masă. Deci la așa ne-am gândit și noi, tot. Și cu veranța la masă, nici la 10, la 11. Bravo. Da, deci aprobarea modificării și modificării statului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salutare Bacău. S-a disputat de comunitate. Da. Punctul 5. Punctul 5, modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare pentru Salubrizare. După cum ați aflat și în ședința de comisie, deci se modifică și se completează ca urmare a modificării și completării legislației în vigoare. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc frumos. Următorul punct, privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Se aprobă studiul de oportunitate privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune pentru activitatea de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului confort de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, astfel cum este prevăzut în anexa 1, la prezenta hotărâre și care face parte importantă din, face parte integrantă din aceasta. Se aprobă gestiunea directă ca modalitate de gestiune a activității privind administrarea celulei 2 în cadrul depozitului confort de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, realizată prin intermediul unui operator județean înființat de către județul Bacău, în subordinea Consiliului Județean, până la încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de către un operator autorizat desemnat prin procedură de achiziție publică de către ADIS Bacău. Operatorul județean înființat, conform articolului 2 din prezenta, va respecta prevederile
aplicabile activității pe care o desfășoară, stabilite prin regulamentul Serviciului de Salubrizare Județean aprobat prin hotărâre AGADIS. Se mandatează reprezentantul Comunei Pârgărești să voteze în cadrul adunării Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău aprobarea celor prevăzute în prezenta hotărâre. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să încheie contractul de administrare precum și toate actele necesare ducerii la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, vă mulțumesc. Hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar, da? Asta este. Da. Nu, caietul de sarcini, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu, având în vedere hotărârea anterior adoptată de dumneavoastră, ținând cont de faptul că depozitul de deșeuri de la Bacău este în etapa de închidere, potrivit hotărârii adoptate de AGA ADIS, da? Se propune aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri de la Nicolae Bălcescu, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre. Se mandatează reprezentantul Comunei Pârgărești să voteze în cadrul adunării generale ADIS Bacău pentru aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Pârcescu. Dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc mult. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare depozitare a deșeurilor la celula 3 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. Prin proiectul de hotărâre se propune a se aproba tariful pentru activitatea de eliminare depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău, în cuantum de 53,63 lei pe tonă, la care se adaugă TVA, stabilit conform fișei de fundamentare prevăzut în prezenta hotărâre. Se mandatează reprezentantul Comunei Pârgărești să voteze în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău aprobarea celor prevăzute la articolul 1 al prezentei hotărâri. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău. După cum v-am zis și la hotărârea privind modificarea și completarea statutului ADIS Bacău, având în vedere modificarea legislației, cele două asociații de dezvoltare au propus modificarea și completarea statutului acestora. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc. Și ultimul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutoare alimentare conform cu 2015-2016 persoanelor fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 45 pe lună pe persoană și care nu se regăsesc pe listele permanente sau suplimentare. Se aprobă acordarea de ajutoare alimentare rămase nedistribuite în cadrul acestui program, în limita a 2 cutii, pentru fiecare persoană, aparținând grupului țintă, conform anexei faptului de grantă a prezentei hotărâri. Din anexă fac parte următoarele persoane. Ștefan Benoni, din Nicorești, o persoană, număr de cutii 2, Fabian Marin, Nicorești, 7 persoane, 14 cutii. Imbrea Rita, satul 9, 7 persoane, 14 cutii. Gabor Camelia, satul 9, 3 persoane, 6 cutii. Mate Dorel, satul 9, 5 persoane, 10 cutii. Căuțișanu Cristian, Cărâncoghi, 5 persoane, 10 cutii.
Imbrea Iulia Bacla, 3 persoane, 6 cutii și Imbrea Raimond, 6 persoane, 12 cutii. Dacă sunteți de acord? Da. Vă mulțumesc. La prăbuie, ce mai căută și anul în cadrul acesta? Nu, deci, cei, deci din... Deci pe listele permanente și suplimentare există alte persoane, înțelegeți? Aceste persoane nu se regăsesc. Sunt persoane cu venituri mici, care nu se regăsesc în celelalte. Celelalte sunt primite, vă dați seama, odată cu ajutoare din evidențele județene. N-a fost prins în listele? Au primit. Da, au primit pe alte, pe una de cele... Eu și-am primit pe multe persoane cu handicap și era... Deci, în total, au rămas numai 74 de cutii. Luat așa, comuna noastră, da, are mai multe persoane care s-ar încadra în această categorie. 74 de cutii, nu poți ca să le împarți. Am, da, am ales deci, familiile, 8 familii au fost alese. Alea doar nu... Lista care era, au rămas cutiile și trebuia să împartă. Da, ori trebuia să le dăm înapoi și să le dăm altei comune. Și atunci am zis, de ce să nu rămână? Deci avem modalitatea asta și atunci... Am pus pe ordinea de zi să avem o hotărâre, să avem justificare. Alimentele astea, ăla care are pensie 3 milioane jumate, tot primește ceva. Ăla care n-are nimic, nu mai primește nimic. Asta e prostie. Păi dacă n-a venit să-și facă, dacă nimic, chiar nimic nu-ți dă nimeni. Dar dacă, mai dacă ceva, venea să-și facă, domnul Dorboș, dacă venea să-și facă dosar de ajutor social, ar fi figurat, pentru cât beneficia de prevedere... Nu, n-am dat un nimic, zic că e ideea așa. Că cine are un venit, îi mai dă ceva. Cine nu are nimic, nu îi mai dă nimic. Așa e. Sau știți că am... Care nu are o an de casă. Nici ăla nu primește, nu? Cum e Martina așa Angelica din satul? Nu, primește pentru că are dosar de ajutor social. Ea a venit. A venit. A venit dosar. N-are treabă cu succesiunea sau cu dezbaterea moștenirii. Dar face parte din persoanele cu probleme sociale, are dosar de ajutor social. Dă undeva cum mă deranjează, pentru contul meu mă deranjează cu mine. Chiar am probleme cu voi. Întoarce de cu spate. Ei, nu tot. Trebuie să ne anunțați să luăm ochelari de soare la noi. Trebuie. Trebuie un aparat mai performant, care nu necesită lumină la un metru. Da, de ce ați fost de acord? Da. Decât să dăm înapoi, mai degrabă am încercat să distribuim. Da, la diverse, acum vă înscrieți. Nu, nu se înscrie. Avem treabă ca la parte. La diverse, nu mai decât. Cine vrea să... La satul nou, vreau să contactez. Eu n-am decât. Am trimis adrese către ADIS și către Rompres pentru a ne repartiza diferența de pubele. Pentru că s-au adus înainte așa vreo 400 de pubele, atât s-a distribuit, nu, domnul Trifan. Părgărești și Părăugoi și categoric în celălalt seară. Am solicitat, așteptăm. Avem, domnul Setu ne-a zis că ne are în evidență și cât de curând ni le vor primite. Și o legătură cu stația de microbuze. Deci stația da. Se de acolo, oamenii vin acolo, acum cum sunt cu ploile astea, trebuie să dăm drumul în biserică, să stai oamenii acolo, că stă, că așteaptă ăsta la microbuz. Da. Nu se poate monta aici la Părculeț pe colț. Nu deranjează. Săptămâna viitoare vom avea. Noi de ieri deja am făcut demersuri, am discutat cu cineva să vină, chiar cu domnul de la Saralin, să vină să, cu mijloc de transport, pentru ca să putem muta acolo. Așa ne-am gândit, pentru că am cerut părerea vecinilor. Mai la deal nu erau de acord, mai la vale iar nu erau de acord și având în vedere că acolo avem un spațiu liber, este domeniul public, nu curcăm nici circulația, așa am hotărât ca să punem acolo. Săptămâna viitoare vom face treaba asta. Deja treaba este discutată. Așa, și am legătut cu toți, cu cămile din satul nou. Da. Domnul Toma și domnul Budau a zis că vin și predă că da. Vin la sfârșit. Da. Am discutat cu domnul Toma, nu cu domnul Budau, cu domnul Toma. Și a zis că până la sfârșitul lunii septembrie, pentru că și dânsii vor să facă o adunare, o ședință publică, să ne invite și pe noi, și pe cetățeni, având în vedere că asociația este formată și din cetățenii din satul nou, nu? Ei, să pună în discuție problema căminului, ne invită și pe noi și ne vor preda căminului. Chiar i-am mulțumit că s-a gândit la treaba asta, pentru că sunt fonduri europene, v-am zis și data trecută, sunt fonduri europene pentru reabilitare căminei culturale. Și atunci, să ne dea șansa pentru accesa fonduri,
pentru a reabilita, a moderniza acel cămin. Nu? Ca să putem să ne folosim, cetățenii, să se poată folosi pentru... Și la Nicolești, cămin, am fost la ultima muncă, lipsuri de pâine. La aia am bani. Două, păi curăm în două oase. Asta n-a, s-a întâmplat. Cu căminul cultural de la Nicorești avem o mare problemă, numai puțin. Ne-am trezit cu o factură de 20 de milioane la curent. Cum? Cum n-ai? Și noi ne-am pus. Și doamna contabilă a zis că până acum nu era decât foarte puțin acolo, câțiva kilovați. Acum avem o factură, o dată de 20 de milioane și încă o dată de vreo 16, pare mi se că vreo 40 de milioane. Ne-am gândit și noi cum de s-a întâmplat, nu știm. Categoric, noi când am depistat, deja am pus și am încuiat acolo. Acum monitorizăm să vedem, dacă nu, cumva, na, nu știm, să vedem. Să vedem. Dar suntem bun de plată. Că altfel vine Irene. E oameni și ne taie, dacă nu plătim, ne taie curea să se mă. Nimeni nu știe. Nimeni nu știe cum s-a consumat. Gata, poate să defecta cu totul și mergea fără consum. Este trimisă adresă. Este trimisă adresă. Dar ce trimisă adresă? Nu a ridicat intenționată. Nu am găsit toate radiatoarele mele, erau băgate. Deci consum tot avea. Cineva a făcut intenționat cu părerea asta. Toate erau băgate în plită și date drumul. Păi asta e că cheile până le-am recuperat și încă o cheie nu avem recuperată. Asta la... Pentru cine? Ne punem și noi fel și fel de întrebări, credeți-ne. Pe cuvântul nou. Eu. Ne punem fel și fel de întrebări. Cine, ce și cum? Și de ce? Da. Cum a băgat în consum și putea să iei foc. Categorică, da. Dacă merge continuă, nu să nu. Înainte, domnul Trifan, parcă dumneavoastră ați fost cu... Păi dădeam cheia, luam cheia înapoi, dar asta nu era, că eu eram responsabil, asta nu stea... Nu, o să dăm o dispoziție... Eram persoană desemnată pentru așa ceva. O să dăm o dispoziție, nu știu, vi s-a mai întâmplat așa ceva? Ce? Facturi așa. Ca să facturi mari la curent? Nu, asta nu ultimul... Nu, asta a fost în perioada asta. Eu am avut o singură cheie. Mai, iunie, aprilie, mai... De la ușa au fost 3 chei, nu? Da, ok, nu. Da, ok, nu am. Eu am avut ok când am... Da, ați predat, da, da, da. De urmă s-a găsit și a doua chei, a treia n-o găsim. Dar nu e la tot. Atât ai butucura de schimbare. Nu e nicio problemă, o să schimb. Dacă s-a suspiciun că s-a furat curent ăsta... Și la cine e suspiciun să se luau. Vreau și a două gălețe. Nu, 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 e categorică, e că dacă n-ai avut până acum facturi cu sume așa mari, sigur că ne-am... Da, ăsta la cameră, da? Sunt camere. Sunt camere. Camera e direcționată. Dar asta e, suntem bun de plată, o să plătim, monitorizăm, o să dăm o dispoziție ca o persoană să se ocupe de predare, primire. S-au cumpărat și mese, cred că ați fost la munți. Cu măsi, sunt bune? Da? Ne bucurăm, ne bucurăm și vom continua cu treaba asta. Da? Poftim? Mic cămin și un capel. Da, într-adevăr, nu, asta este. Dar dacă vom lua primire căminul de la satul nou, sperăm să facem un cămin frumos și... Dar să nu uitați că niciodată la Bacna nu va fi mare, dar pentru populația din Bacna ultima factură în martie a fost 378 și în iunie 6403. Factura de curent în iunie. 6403. Sigur, care a venit în iulie, da. La 378. Și toată treaba asta a fost în ultima lună. 10.000 de sigur că este e făcută adresa către Ioan ca să vină să verifice contoarul. Nu mă... A specificat kilovații, nu prețul. Nu prețul, kilovații. Kilovații a specificat. 378 de kilovații în martie și în iunie 6.403. Deci a fost mai bine de două. 6.000 de kilovații de 3 milioane și-o de aia. Da, da, când verificați? 3 milioane. Cât bani are să nu bugete locale? 40 de milioane. Da, 40. Profit a făcut căminul cultural din Nicorești. Am acum 4 milioane. Aici nu-i consumă, aici ceva. Așa e 4 milioane.
Ultima, eu zic ultima. Mai mult dacă plăzim decât să... Ca să mă zeamă... Da, dar nu aveți ce să puneți așa proiectul, nu? Nu numai chirie. Nu, nu, nu zicem că s-a furat. Nu numai chiria și curând să plătească primăria. Odată chiria să plătească primăria. Întregul chirie, domnul Lenghia, când s-a calculat chiria pentru asta automat, a fost inclus inclusiv curentul care se consumă apă și ce este, cum să... Cum să chirie. Păi da, dar dacă a fost 46.000 de kW. Da, să nu-i să o nuntă a consumat 10 kW. Prima nuntă 10 kW, 6.413, de la 6.403. O nuntă a consumat 10 kW, deci nu-i general. Nu, credem noi că acolo n-a fost la cât pus și zicem noi că s-au jucat copii și poate a ridicat. Nu am fost la ceva control. Dar acum de ce nu ai de primul? Dai puțin 10 kW n-ai într-o nuntă. Cât e pe ecură ai acolo? Poate și muzica. Și de 9 vați, de 10 vați, în 12 ori, ca apoi atunci. Dar nu începe să fac ziua la noi. Cum? Nu începe să fac ziua noaptea. O să nuntă ziua. A, ziua să fac după masă, da? După masă. Deci nu începe să fac 7. A, dacă se face de... Am zis că noapte, nu. Dacă zicem că e boiler, Boilerul la tot și pentru o oră 12 kW. Cred că ultima dată, ori s-a uitat ceva în priză și s-a consumat nelimitat. Ori s-a controlat. Da. Ori e una. Acum așteptăm oricum să vină răspunsul de la EON să vină să verifice. Asta e ultima problemă a comunei. Să verifice. Da, este. Nu, dar să știe că e problemă. Dar acum îți spune. Mai mult decât în casă, înseamnă că de investițiile 6 miliarde pentru ce? Cât timp se vede România? Trebuie să fim acolo atenți. Trebuie să fie atent. Ce ne dă în chirie. Exact. Noi, nu, degeaba ne spuneți. Păi nu, domnul Dorfman, dar nu e pe perioada noastră, pentru că noi imediat am acționat și am pus lacăt acolo și cumva a expus domnul vice. Nu, doamne, iartă-mă, dar nu spunem, nu spunem asta, nimeni nu spune. Nu, dar nimeni nu spune asta, de ce vă raportați imediat la ce? Dar zic că n-am fost pe perioada dumneavoastră. Păi sigur că da, noi am depistat acum, nu știm ce s-a întâmplat atunci, dacă era. Dar să fie și o greșeală de la EON. Da, dar eu n-am zis. Că domnul primar a luat curentul și a plecat cu curentul. Plătim factura luna trecută la zi și îmi vine factura el 7.800.000 de plată. Și e bun de plată. Păi nu e bun de plată, să spus așa rezolvat. Ba, e bun de plată, nu ni s-a întâmplat și nouă, 20 de milioane. Nu, nou, nu mie. Unei bătrâne care a plătit mama de la satul, a plătit 20 de milioane. Da, și au zis că contoarul e bun și am fost bun de plată, cu toate că e mare în bec. Discuțiile astea acum putem să facem și camera, nu? Să vrea domnul Eugen să... Da. S-au auzit pensat că opreți așa în definitiv? Domn președinte, am voie? Da, poftiți, vă rog. Eu, în general, să știți că nu intervin, este atributul dumneavoastră în ședințele Consiliului să discutați probleme. Presa trebuie să fie doar un observator și să nu se implice în problemele pe care dumneavoastră le hotărâți. În primul rând, probabil v-ați întrebat ce e cu televiziunea asta, domnule, ce caută ea pe la Pârgărești. Vreau să vă spun că este un proiect județean, nu sunteți prima localitate, primul OAT care beneficiază de prezența noastră. Noi am început acest proiect acum un an și ceva, cred că de acum s-au făcut 2 ani. Am început de la Urecheș, Coțofănești, Ștefan cel Mare și așa mai departe. Am ajuns până la Comănești și desigur că era momentul să ajungem și la dumneavoastră. Să știți că noi nu suntem o televiziune de scandal. Noi suntem o televiziune care încercăm să promovăm județul Bacău. Noi venim ca niște prieteni ai dumneavoastră, discutam și îi mulțumesc cu această ocazie ai doamnei primar. Noi dorim să arătăm lucrurile bune care se întâmplă în județ. Sunt alte televiziuni care se ocupă de alte chestiuni. Și noi suntem specializați pe ședințele de Consiliu Local. Acest lucru este permis de lege, este garantat de legea 544. Prezența noastră este posibilă datorită faptului că ședințele de Consiliu Local sunt ședințe publice. Mai mult decât atât, noi am zis să facem un pic mai mult decât ceea ce spune legea, adică să cerem permisiunea primăriei de a filma prin solicitarea unei acreditări de presă. Am obținut această acreditare și vă mulțumim foarte mult.
Ceea ce vă promitem noi este următorul lucru și o să vedeți că pe parcursul mandatului dumneavoastră noi o să ne ținem de cuvânt. Filmarea are loc doar din momentul în care președintele de ședință declară deschisă ședința. În momentul în care președintele de ședință declară închisă ședința, noi ne-am terminat misiunea aici la dumneavoastră. Difuzarea acestor filmări integrale, pentru că noi avem o regulă a noastră a televiziunii, nu cenzurăm sub nicio formă ședințele. Adică, pentru a fi corecți pentru toate partidele politice, nu tăiem absolut nici măcar un cuvințel, doar când se schimbă caseta la o oră, vor lipsi câteva secunde. Deci, filmarea integrală va fi așa cum se face în toate localitățile din județul Bacău și le puteți vedea și dumneavoastră în afară de faptul că noi le dăm pe Exclusiv TV. Am creat pe Facebook, că e mai ușor acum și lumea vede, două grupuri, pentru că unii caută cu litera I Pârgărești, alții cu litera A. Și am făcut și Pârgărești cu litera I și Pârgărești cu litera A. Deci acolo, în câteva zile, veți vedea deja pe prima poziție permanent până la următoarea ședință această filmare. Eu vă mulțumesc foarte mult că ne-ați primit în familia dumneavoastră și vă asigurăm de echidistanța noastră. Adică noi nu am venit aici nici să sprijinim pe cineva, nici pe altcineva. Sigur, deviza de la care plecăm este respectul nostru față de instituția primarului și a Consiliului Local. Vă mulțumesc și vă doresc un mandat. Încă altceva, de care e prețul? Că vă rog, noi venim pe cheltuiala noastră aici. Și ori de câte ori vă solicită Comuna Pârgărești, puteți să veniți să filmați, de exemplu, 15 septembrie începe școală. Mi-a spus... Vă solicităm și puteți veni fără bani să veniți. Este o întrebare foarte bună. Noi venim, am promis doamne primar, vom veni și la acțiuni culturale și acțiuni sportive. Sigur că ele sunt de invitație, la se plătește. Sunt într-o anumită limită. Eu nu vă ascund aici faptul și o să fiu sincer cu dumneavoastră. Nu, dar la ședințe de Nu e obligat și n-ați solicitat de la consilier aprobare ca să participați. Consilierii, am spus-o și data trecută, cu tot respectul față de dumneavoastră, nu au atributul decât să legifereze. Adică atunci în cazul să poate să vină oricineva în comună, poate să facă orice fără aprobarea primăriei sau consiliului local. Mă repet, eu cu tot respect față de dumneavoastră, există doamna secretară, o să vă dea detaliile. Noi am, deja avem un act semnat de primărie, care se cheamă acreditare de presă, iar primăria nu avea altă opțiune, pentru că este consultativ, decât să dea în două zile acea acreditare. Adică legea permite acest lucru. Fii sigur că noi n-am fi dorit și mă cunoașteți, că m-ați văzut și pe la televizor, vă imaginați că n-aș fi venit dacă cadrul legal nu ar fi fost. Deci, încă o dată, chiar dacă nu aveam și această acreditare, ședințele sunt publice. Trebuie să vă obișnuiți, sunteți persoane publice, nu numai noi, orice presă care vine din țară trebuie primită, este a patra putere în stat, așa cum vrea să sunteți legislativ aici la nivelul comunei, presa are acest drept constituțional. Deci, dar încă o dată, nu trebuie să vă faceți niciun fel de probleme, că pe noi nu ne interesează nici disputele politice, nici alte chestiuni, decât de a prezenta și ajuta cetățenii și aici spun că este în avantajul dumneavoastră, că cetățenii vor vedea că aici se discută lucrurile la modul serios, că nu aveți absolut nimic de ascuns, dovadă că în cei 2 ani de experiență pe care noi am avut, inclusiv consilieri, inclusiv primari, au fost foarte mulțumiți că prezența noastră a fost corectă. Iar la... îi spuneam doamne primar, vom veni și pentru alte chestiuni. Fără niciun fel de problemă, noi deocamdată nu solicităm niciun ban. Dacă la un moment dat primăria va dori să venim să, eu știu, când sunt recepții de proiecte, să prezinte un bilanț al activității și așa mai departe, sigur, acolo e o altă discuție, dar noi nu solicităm deocamdată nimic pentru prestația noastră. Și cu mare drag vrem să promovăm lucrurile bune. Aveți un lei foarte bun, oamenii sunt gospodare și așa mai departe. Venim cu mare drag să arătăm lucrurile bune pentru să vadă că și în Pârgărești aici să facă lucruri deosebite. Vă mulțumesc foarte mult. Și până acum și sperăm să se mai facă. Nu noi să închidem apa, ci crabul vroia din nou să ne oprească apa. Să nu înțeles că ați rezolvat problema, poate m-aș am reșalonat plățile. Abia am plătit prima factură din 2015.
și am reșalonat plățile. Am fost sunat săptămâna asta, da? Cred că a fost avaria aceea la Bacău sau unde a fost, vine săptămâna trecută. Și noi trebuia până la sfârșitul lunii să facem acea plată, prima plată pe luna august. Am fost forțați ca să facem plată, că altfel ne închide apa, ne oprește apa. Sigur că doamna contabilă, ce am colectat, ce am adunat, am mai achitat o factură. Dar nu ne putem încadra... Dar cât sunt restanțe care au? Păi cât sunt? E o problemă cu oameni. Nu numai datorile. Nu numai datorile sunt. Că oamenii sunt foarte revoltați. Sunt 330 de factorii care sunt corect cu apa. Deci n-am o factură în urmă. Nu cred că pentru 330 și în Porobogii 180 că sunt corecți, pentru 50 trebuie să suferi 450 de familii. Nu se poate. Deci trebuie făcut ceva. Nu e deja. Dar trebuie debranșați eu pe care absolut, absolut. Debranșată e problema cu banii din urmă. Ce se întâmplă? Cât se colectează pe un asta? Ai specificat bine. Banii din urmă. Unde sunt banii din urmă? Unde se fura? Dacă noi plătim facturile din 2015 acum, a doamnă contabilă, nu știu unde sunt banii din urmă, cât s-au colectat, cât s-au pus, cât nu s-au pus. De unde s-au pus banii de apă? Nu mi-au plătit apă, unde s-au pus banii? Așa nu înțeles. Nu știu, domnule. Păi, din copta. Nu știu dacă a luat de la zero. Păi, nu l-a plus așa. Și pot să vă duc pe Bernadeanu. Bernadeanu. Nu e adevărat că o luați cu plus. Asta sunt aberații mari. Cum să fii cu plusul? Dar alea cu 8 ani pe plusul la 34 de milioane. Eu când am migrat ca vecii primari erau 300 și ceva de milioane. Dar 4 ani, deja erau. Pentru 4 ani. Dar 4 ani s-a făcut atâlnii pe tine. Dar de ce nu v-ați gospodărit voi atunci? De ce ați mai făcut? Dar așa era, am luat primăria voi. Păi dar de ce ați făcut atâlnii? Păi nu am gospodărit la primăria voi, să știm. Primăria i s-a dat în gât, că nu trebuia să ia servicii, nu că primăria să ia servicii. Trebuia să ia servicii. Era mai bună la oameni, oamenii erau mai... Nu că primăria a fost să ia apa. A vrut primăria să ia apa. Și tocmai acum, nu, treabă nu ne preia, pentru că traseul trece prin grădinile oamenilor, pe proprietățile oamenilor. M-a explicat destul de bine domnul director de la CRAV. Doamnă, nu vă putem prelua pentru că, plus că avem și restanța asta. Dar nu trebuie să ne preluați, dați-ne apă, cum scrie legea acolo. Păi dar ei ne dau apă cât vrem noi, dar noi nu suntem... Legal nu poate să citeze la apă. De ce nu poate să oprească? Nu poate să oprească legal, vă demonstrați oricând prin legea. Ba da, uite la mine și oprești. Ba da, oprești. De tot? Da, da, sigur. Băi, la omul comisă de șapte, de fapt, adică cum poți să spui că consumi și nu plătești? Bine, nu tu. Cine nu plătește? Păi că m-am înțeles, 450 plătim și restul pentru 50. Dar debranșați-a lui ce, măi? Eu nu debranșez odată, am fost numai debranșat. Eu cu domnul vice, cu Viorel, dar tu crezi că eu nu dăm cei care zic la poarta cuiva? Eu nu sunt primar, nu sunt vicii, nu sunt instituții, nu suntem în Consiliul Local, nu suntem. Dar s-a format o comisie acum, la de zile și tot. Deci a fost în comisie. Am debranșat la Porobogii și la Părgărești, am fost. Eu nu mai țigăresc cu nimeni. Ca să știi. Dar cineva trebuie să facă știu. Cine se poate? Eu? Eu am făcut odată, mai facă și el alții. Cineva din Părgărești. Să facă atunci când o să tai și... Că o să rămâneți toți fără. Da. Domnul Bașa, n-ai cum să rămâi fără apă, înțelegi? Tu înțelegi care e treaba, n-ai cum să rămâi fără apă. Păi eu consum curent și nu plătesc și nu trebuie să rămân fără curent. Cum e treaba asta? Prin lege spune că și dacă nu este apă, trebuie să asigure primăria sau cine un tank de apă pentru fiecare cetățean. Demonstrat. Există și un tank de apă. Se forează cu care nu au fost de zi. Așa, haideți. Dați-mi voie să vă spun. Să închidem ședința ca să putem obliga. Dați-mi voie să vă spun. De săptămâna viitoare vom începe. Domnul Unguru Viorel ne-a promis că va fi în comisie, da? Vom pleca prin sat împreună, în frunte, concret. Și cu mine, și cu doamna contabilă. O să vedem cum ne organizăm. Mergem să punem acele sigilii. Ei, sigur că au venit persoane și mi-au zis, doamnă, dar vedeți că pe acolo mai au și alte legături. Categoric eu. Cum să intru curtea omului, nu știu pe unde are legătura. Toți știu, dar nimeni nu dă nume. Dar cum am dat de la cum se fură apa? Sau cum se... E foarte simplu. Ei, categoric. Noi am trimis adresă către CRAV. CRAV-ul mi-a spus așa. Nu au cum să ne dau reprezentanți pentru că noi nu suntem, nu aparținem de ei. Așa că trebuie să ne gospodărim singuri aici. Ei, cu cine ne vom duce? Cu un domn consilier? Cu un cetățean? Cu funcționari care îi avem, dar nu îi avem? Închipuiți-vă, suntem câțiva oameni și
funcționăm așa cum putem și noi. Pentru că n-avem oameni, n-avem cu cine să lucrăm până vom încadra. Și dacă vom încadra un om anume pentru serviciul de apă, de colectare, din banii care vom colecta, din acei bani trebuie să-i plătim salariul. Și atunci iar nu avem de unde plăti acele facturi. Trebuie să facem cumva, să ne ajutați și dumneavoastră, consilieri, din localitățile respective. Care sunt aia doi? Nu, adică e unul, sunt două posturi, unul e vacant de casier și postul... De muncitor, atât. Am înțeles că 7 milioane a luat băietul și nu. Atât. Vă luat 10 milioane. Da? A luat banii, are el o altă problemă. Păi iar se dă eu, nu, până la a doua, a treia zi. Nu, peste 10 milioane. Nu, salariul îi se cuvine. Are el alte bube și nu vă explica. Nici el n-a știut. Nici el n-a știut de ce i s-a oprit. N-a oprit primăria, primăria i-a virat banii în cont, din cont i s-a luat. Nu e adevărat. Din cont i s-a luat pentru că are el alte datorii. Are alte datorii. Nu a fost virat în cont, a avut alte probleme acolo. Asta nu-i treaba noastră. Păi sigur că nu-i treaba noastră, dar... Dar, domnilor consilieri din Părgărești și Părăubogii, vă cerem sprijinul să ne ajutați. Nu, dar noi trebuie să știm. Nu putem. Atâția ani de zile, aceeași problemă e cu apa. De-aia ne-a trimis legea, nu? Să informeze, care e problema? Cu angajații, cu ăla, cu ăla, nu-i treaba noastră, acum e cine are. Nu este cultor general. Dar omul poate să vină la mine. Nu este cultor general. Nu este cultor. A fost. Care a fost și nu mai există. Da, dar așa se fură și nu se poate stopa. Da, dar se poate aproba prin hotărâre de Consiliul Local, de către domnule, Consiliul la Târgu Ocna, cu câțiva, au fost 20 de miliarde de datorii. Da, da. Când a fost mandatul domnului Șirochi. Banii încasați de la amendă, el la rândul lui nu mai plăti. Banii s-au cheltuit pe altceva și banii nu mai plăti la companie. Înseamnă că de ce banii... Deci dar nu se poate verifica ce bani s-au adunat în anii ăștia de oameni. Doamna primăriță, când a fost doamna Ionuva, 4 ani, o dată e o doamnă, 4 ani, niște tot bani. Nu știu dacă au zis, nu. Cât s-a colectat de când avem datorii? Cred că sunt pierderi. Eu nu zic că așa s-a folosit. Sunt foarte multe pierderi. Chiar să rugați ca să le acumulat. An de an, an de an. Ultimele 4 ani, 8 ani. Ultimele 4 ani. Cât v-am făcut colectat? Și mi-ai plăcut. Eu v-am explicat la domnul Unguru George. Cât a plătit către ea? Nu se poate spune că este pierdere pe rețea. Acolo el fură apă, dar nu se registrează. Cât curent s-a plătit? Și de ce nu s-a făcut nimic până acum? Uite asta, că omul a zis, am fost la poarta lui și a zis că el poate să vină oricine la el, nu plăt, nu pune. Da. Nici apometru și nici nu plătește, pentru că el are bazinul pe terenul. Acolo și, vedeți? Trebuia treaba asta rezolvată. Acea convenție care a fost și nici nu există, că eu tot încerc ca să caut documente. Convenția e nu ilegală. Păi caut, dar eu n-am nicio convenție, am găsit un proces verbal între nu știu cine, nu știu cum, care nu mă vrea. Nu valorează nimica. Dacă era pe notare, pe lor asta nu... Dar să închip, uite, mă duc la partea omului, eu trebuie să fiu foarte bine documentată, nu? Că ăla mă dă în judecată. Și încercăm acum să vedem ce posibilități avem. Da, chiar vă rog, doamna consilier, chiar vă rog, doar de aia să vă nu, păi da, uite, e ăla și tot așa dar și nu ne iese cantitatea de apă. Am trimis adrese către parohii, către poliție, să-și pună apometre. Deci am demarat. Mii de tone. Dar cine se suportă? Noi? De unde se suportă? Dar, vă rog, pe viitor să aveți în vedere un spațiu de joacă pentru copiii din Bacna. Da. Pentru asta ar fi și o soluție. E un teren de vânzare în centru. În colț cu biserica, strada bisericii. Și dacă puteți avea da. E, terenul e lângă terenul de la Cămin. Și se poate un lucru de la Cămin. Cine mai stăprește cartea? Da, domnul Balin, sigur că da. Le-am gândit la varianta asta, că știți că dorim și pentru Nicolae.